Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Aceasta este a noua sesiune dintr-un ciclu de învățături despre darurile Duhului Sfânt. De două-trei sesiuni vom am vorbit despre darurile de manifestare ale Duhului Sfânt. Nouă din acestea sunt menționate în 1 Corinteni, capitolul 12. Două-trei minute vă aduc aminte despre trăsăturile generale ale darurilor, așa cum sunt descrise în textul acesta. În primul rând, darurile acestea fac loc suveranității lui Dumnezeu în biserică, pentru că în biserică există totdeauna primejdea ca omul să ia controlul. Dar biserica n-a fost proiectată să fie așa ca un club, de oameni în care doar omul să facă ce peste afacere, nu este sală de teatru, nu e concert, nu este doar școală, nu este doar spital, este exprimarea vizibilă a lui Hristos pe pământ și biserica trebuie să fie condusă de Duhul Sfânt. În al doilea rând, darurile acestea ne ridică peste nivelul natural. Una din cele mai triste priveliști ale creștinismului este un creștinist trăind doar la nivel intelectual, natural, obișnuit. Noi avem Dumnezeu supranatural și viața cu Dumnezeu trebuie să fie orice vreți, dar nu doar obișnuită. Al treilea scop al darurilor este că ele sunt o întărire, o confirmare a Evangheliei lui Hristos. Ele întăresc spusele Evangheliei cu manifestări dincolo de puterea noastră. Acestea sunt confirmare a adevărurilor pe care le citim și pe care le trăim. Dar de ce trebuie neapărat să fie o confirmare? Pentru că Dumnezeu vrea cu tot în adinsul să dea orice șansă unui om să se întoarcă la el. Al patrulea scop al darurilor de manifestare este să dea abilitatea fiecărui membru al Bisericii să fie membru activ, să contribuie cu ceva la viața Bisericii. Fiecare. Când darurile sunt prezente, credincioșii nu mai pot fi spectatori, ci devin participanți activi la viața Bisericii. Ce jalnică priverește este o biserică care este împărțită între performeri și spectatori care dau note. Aici, în Corintenul 1 cu 12, Pavel menționează nouă din cele mai folosite și din cele mai percepute manifestări ale Duhului Sfânt. Ele sunt grupate în trei categorii, nu este o regulă neapărat, ci este un fel de a înțelege darurile. Am vorbit despre darurile de revelație, cuvântul cunoștinței, cuvântul înțelepciunii, și deosebirea duhurilor. Apoi am vorbit despre darurile de putere, credință, minunile și vindecările. Și am vorbit despre a treia categorie, darurile vocale, celor care operează neapărat prin vorbirea noastră. Și acestea erau vorbirea în limbi, interpretarea vorbirii în limbi și prorocie. Și am ajuns acum la ultimul dar de manifestare scris în textul de la 1 Corinteni 12, darul de prorocie. Aici este bine să mai ne ducem o dată aminte despre cele trei feluri de daruri ale Duhului Sfânt, din cauza că darul acesta de prorocie apare în toate trei felurile. În primul rând, Scriptura vorbește despre un dar motivațional de prorocie, o trăsătură a personalității dată unui om care se întoarce la Dumnezeu, trăsătură care îi va marca toată viața, face din el un caracter de proroc. Ceea ce face, ceea ce spune, felul cum spune, felul cum face, va fi marcat de darul ăsta. Unul din ele este prorocia. Un om devine, are un caracter de proroc. În al doilea rând, Scriptura vorbește despre un dar de slujire numit prorocie. Spune Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățături și așa mai departe. Asta este o slujbă cu un anume caracter dată de Duhul Sfânt unui om pentru o vreme. Aici nu omul are o anumită particularitate cum este în darul acela de, de motivație. Ci slujba are o anumită particularitate. Slujba are o anumită trăsătură. Cei ce au un anume dar motivațional vor primi oportunitatea de a sluji cu el în trupul lui Hristos. E posibil ca oportunitatea asta să-ți facă plăcere sau poate să fie o povară, dar este o ușă deschisă de Dumnezeu unui om. De exemplu, lui Ieremia, Dumnezeu i-a dat pentru o vreme slujba aceasta de profet: să avertizeze câteodată să amenințe, să arate păcatul poporului. Și Ieremia așa tare ar fi dorit să schimbe slujba asta cu alta, dar era ceva pentru el la timpul acela. Și apoi, în al treilea rând, Scriptura vorbește despre manifestarea Duhului numită prorocie. Această manifestare poate veni peste orice credincios care poate să aibă același dar motivațional sau poate să aibă oricare altul. Este abilitatea supranaturală de a transmite cuvinte de la Duhul Sfânt într-o limbă înțeleasă de cel ce spune și de cei ce aud. Acum, noi când auzim de prorocie, gândim la ceva anume în general. Gândim la revelarea viitorului, nu? Dar asta este doar una din multe fațete al acestui dar. În Vechiul Testament, prorocia avea multe scopuri și avea multe înțelesuri. Câteodată era o înștiințare de la Dumnezeu cu privire la starea spirituală a poporului. Dumnezeu vorbea printr-un om și înștiința poporul când făcea bine sau rău. Așa se folosea darul profetic. Asta era în primul rând. La al doilea rând, era, vorbea câteodată darul acesta profetic despre trecut, despre prezent sau despre viitor. Erau proroci cu care vorbeau cu privire la ce va veni. Asta e partea care de obicei ne șochează pe noi, cei oamenii care trăim doar în prezent, care avem doar memoria trecutului. Dar erau proroci care vorbeau cu privire la trecut, explicând de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Vorbeau cu privire la prezent, explicând ce vrea Dumnezeu de la popor. Și vorbeau cu privire la viitor, spunând ce avea Dumnezeu de gând să facă. În al treilea rând erau prorocii făcute ca avertizare, câteodată un pic de amenințare. Erau prorocii despre viitor, dar care lăsau o poartă de ieșire, de schimbare pentru om. Astea sunt prorocile de avertizare. Îți spun ceva pentru viitor, dar nu-i neapărat că se va întâmpla. Îți dă o ieșire. De exemplu, Ezechia a primit o prorocie cu privire la moartea lui. I s-a spus foarte clar, Așa vorbește Dumnezeu, pregătește-te căci vei muri și nu vei trăi. Foarte clar, spus de două ori, cu afirmație și cu negație. Dar e ceva ascuns acolo și Ezechia a înțeles. Era o poartă de ieșire pe care Ezechia apoi a găsit-o în rugăciune. Acum, în general, în Vechiul Testament, prorocia era făcută de cineva care primise slujba aceasta de obicei prorocea unul care avea slujba de proroc. Dar câteodată darul ăsta venea peste unul care nu avea slujba asta. De exemplu, într-o anume instanță, Saul, împăratul Saul, care la ora a treia și în rebeliune față de Dumnezeu, a căpătat pentru un moment manifestarea aceasta a prorociei. A fost ceva așa de neașteptat, încât poporul a reacționat, a zice un pic sarcastic, și a făcut așa o cântare mai de râs, mai de serioasă, cu două înțelesuri pentru Saul. Același Duh Sfânt acționa atunci, în Vechiul Testament, ca și acum. Dar era o diferență uriașă. Acum, în Biserică, orice credincios are acces la darurile Duhului Sfânt. Toți. Atunci era ceva rar. Cum se manifestă darul acesta de prorocie în Biserică, în Noul Testament? o predică obișnuită nu este neapărat prorocie. O predică este un amestec de gânduri ale omului cu inspirație din scriptură, din cărți, din experiență și cu inspirație de la Duhul Sfânt. O predică foarte bună care atinge inima celor ce ascultă nu este prorocie. Este tot ce v-am spus mai sus, numai că e făcut bine de tot și cu grijă. Orice prorocie este un fel de predică, dar nu orice predică bună este o prorocie. De exemplu, ce vă spun eu acum, nădăjduie să fie cu totul adevărat, să fie cu totul curat și bun. Totul pornește de la Scriptură. Dar peste ea, peste Scriptură, vine felul meu de a gândi Scriptura, experiența mea, înțelegerea mea. Toate astea ar putea fi perfecte, dar pot fi și greșite. Scriptura nu greșește, dar felul meu de a o înțelege poate fi perfect sau poate fi greșit complet sau poate să fie undeva între extremele astea. Ce mi s-a întâmplat cu 30 de minute în urmă afectează ceea ce vă spun acum. Felul meu de viață și de gândire din ultimii 50 de ani afectează ce vă spun acum. Am spus eu vreodată cuvinte exacte pe care le-am primit de la Dumnezeu? Absolut, cu siguranță. Am amestecat vreodată gândurile mele cu gândurile primite de la Dumnezeu foarte des, aproape tot timpul. Ăsta este adevărat pentru mine, Andrei. Și tot așa de adevărat era și pentru Sfântul Apostol Pavel. Când Pavel predica cuvintele lui Dumnezeu, le predica, de exemplu, la Berea, este scris că cei de acolo ascultau și filtrau Adică căutau să vadă, să verifice dacă ceea ce spune Pavel se potrivește în tocmai cu Scriptura sau nu cumva Pavel mai amestecă și el ceva. Pe cum adică, stai puțin, apostolul Pavel amesteca gândurile lui în ceea ce vorbea? Bineînțeles că amesteca. De aceea vorbirea lui este așa de diferită de-a lui Petru sau de-a lui Iacov, deși toți vorbeau cuvintele aceluiași Dumnezeu. Și de aceea, frații aceștia din Berea au fost lăudați că îl verificau pe Sfântul Apostol Pavel. Închipuiți-vă! Chiar Pavel în Scriptură spune câteodată, să știți, asta ce vă spun eu acum este părerea mea, părerea unui om cu Duhul Sfânt, părerea unui apostol al lui Isus, dar totuși este doar părerea mea. Acum eu unul rămân absolut șocat când se găsește câte unul care se supără grozav când biserica verifică dacă ceea ce spune el este după scriptură sau nu. Se supără, spune: Măi, eu am primit asta de la Domnul. Cum îndrăzniți să mă verificați? Păi și fraza asta, că am primit de la Domnul, trebuie verificată. Poate că a primit de la Domnul, dar poate că a primit-o de la ultima indigestie pe care a avut-o la prânz. Poate că a primit de la un duc străin, poate chiar de la un înger. Cele mai mari înșelăciuni au început cu intenție bună. Cineva a primit ceva dintr-o sursă șocantă. Poate o vedenie, poate un vis, poate apariția unui înger absolut real. Ce este de făcut când cineva primește o astfel de revelație, o astfel de profeție? Trebuie făcut exact ce s-a făcut cu Apostolul Pavel. Verificat. Și cu cât sursa este mai șocantă, cu atât trebuie verificat mai tare. Înțelegeți bine ce vă spun. Cu cât sursa de unde ai primit este mai departe, mai șocantă, cu atât trebuie verificată mai mult. Uite, am să vă dau trei exemple. Dacă eu mă ridic și spun în biserică, fraților, acum cinci minute am citit din scriptură cu tare și cu tare lucru și Domnul mi-a pus pe inimă să vă transmit asta și asta. Este posibil să fie un val profetic, un cuvânt de la Dumnezeu. Sursa nu era prea departe, era scriptura și era acum cinci minute. Dar dacă mă ridic și spun, am citit aseară în Scriptură de la Apocalipsa, și apoi, fraților, am avut un vis tulburător, un cal alb alerga în biserică și călcam picioare pe oameni. Și Domnul mi-a trimis să vă spun cu tare și cu tare lucru. Asta, dacă biserica are cât de cât cap și duh, trebuie verificat mai tare decât ce am spus înainte. Pentru că sursa este tocmai de aseară, și cea mai mare parte din sursă este un vis. Este posibil să fie rezultatul filmului pe care l-am văzut în seara precedentă. Trebuie verificat. Al treilea exemplu. Dacă capăt vizita unui înger, absolut realmente, nu sunt drogat, nu sunt signit, și capăt vizita unui înger, așa cum a căpătat, eu știu, Avram sau altcineva, și îngerul îmi spune o nouă revelație. Asta trebuie verificată de o sută de ori mai tare decât celelalte. Pentru că sursa este venită de departe, dintr-o lume complet diferită de a noastră, o lume cu care eu nu sunt obișnuit. Și mesajul poate fi orice. Cele mai multe secte care au luat o razna complet au apărut când un om a spus că a primit vizita unui înger, vizibilă, audibilă. Nebunia este că atunci oamenii au fost așa de șocați încât au acceptat fără verificare tocmai ce trebuia verificat mai năpraznic și s-au creat secte cu teologie falsă care au distrus o mulțime de oameni și au dus o mulțime de oameni în pustiu. Mormonismul, de exemplu, a început cu așa ceva și a ajuns la mitologie, așa ca mitologia greacă. Joseph Smith a primit o nouă revelație de la îngerul Moroni, spun ei. Avem azi toate abaterile de la scriptura mormonismului din pricină că n-a vrut nimeni să verifice spusele lui Moroni. Mai târziu, în America, a apărut Brahan, Brahnan. Asta a fost un evanghelist carismatic, a început foarte bine și a, dus, a venit cu multe lucruri bune. Dar apoi a venit cu cele mai trăznite istorii despre Eva, despre diavol, despre oameni de știință, despre educație și o groază de prostii care au fost urmate de sute de mii de oameni. Poți ghici sursa. Un înger, spune, a revelat toate astea. Și oamenii nu au verificat la fel cum au verificat cei din Berea pe Pavel. Și în alte părți au fost astfel de cazuri cu grămada. Ce este mai ciudat este că toți aceștia au fost primiți de credincioși buni. Deși Pavel avertizase în mod special astfel de surse, el spunea: Dacă un înger va veni să vă vestească un nou fel de Evanghelie, să fie Anatema. Nici nu mai trebuie să-l verifici măcar unele din cele mai devastatoare consecințe au apărut când acest dar profetic nu a fost verificat. Și unele din cele mai caragioase lucruri din biserică au apărut când acest dar a fost luat așa prea ușor, prea obișnuit, ca și cum îți schimb ciorapii. Eram mai tânăr, eram foarte tânăr și am vizitam o biserică din când în când nu era biserica mea. Și la un moment dat au avut o ședință, tocmai când a fost eu acolo, la care trebuia să aleagă diaconi. Dar cum se aleagă? Acum, dacă m-ar fi întrebat pe mine un tinerel, le-aș fi spus, mă, propuneți pe câțiva oameni curați și capabili și apoi alegeți dintre ei la vot. Nu da, eu eram un tinerel, nici nu eram de la ei, nu m-a întrebat nimeni. Cineva însă a spus exact asta. Propuneți câțiva oameni și să punem la vot. Imediat a fost respins. Pe cum adică, mai fraților, noi facem alegeri ca în politică? Ce suntem aici la alegeri politică? Noi suntem oameni cu daruri de la Dumnezeu, nu? Noi suntem biserică. Altul atunci a spus, uite ce să facem, aș face cum au făcut apostolii, să tragem la sorți. Acum, la faza asta, din pricina tinereții mele, am început deja să zâmbesc. Și sfatul ăsta a fost respins una, două. Păi unde suntem aici? Au zis unii, la Loto, la Las Vegas, dăm cu ghicitul. S-a ridicat atunci un frate foarte bătrân. S-a ridicat așa cu greu și a spus, mă mir că noi, oamenii cu Duhul lui Dumnezeu, nu știm pe cine să punem diacon. Dar pe cine să punem frate, au strigat unii. Pe cum adică? Pe mine să mă puneți, bineînțeles. Dintr-o dată s-a auzit un oftat și nu știu câte voci au început să zică stai jos, omule, nu vezi că ai demenția, că te-ai ramoli complet. Omul a plecat afară supărat, nici nu s-a mai întors vreodată din câte știu. Altul atunci a propus altceva. Să întrebăm pe prorocul bisericii. Se părea că cineva era recunoscut acolo în biserică cu slujba asta de proroc. Deodată majoritatea s-au ridicat și au strigat. Nu se poate, prorocul bisericii noastre este un excroc. Acum eu ca tânăr neexperimentat m-am gândit. Mă, cum este prorocul bisericii dacă este un excroc? Și prorocul sau excrocul s-a și ridicat în îndrepte spre primul care a spus asta și nu avea de gând să-i spună nimic bun. Cred că nici nu avea de gând să folosească cuvinte. Dar a fost oprit de patru sau alți. La urmă, au decis să trimeată un plic absolut gol, fără nimic scris în el, la prorocul bisericii din Chicago, în celălalt capăt al Americii. Fără să-i spună nici ce vor, nici ce caută. Pentru că spuneau ei, dacă el e proroc, va ști ce vor, va ști pe cine trebuie să aleagă ei diacon. Și în felul ăsta, biserica a mai stat vreo 10 ani fără niciun diacon. Acum, copilăriile astea îți aduc așa un zâmbet. Dar nu este de fapt nimic de zâmbit că oameni buni și credincioși tratează unul din darurile importante ale Duhului Sfânt într-un mod așa aberant. Manifestarea acestui dar de prorocie este simplu transmiterea exactă a unor cuvinte de la Dumnezeu pentru oameni cu scopuri precise. Exemplu cel mai vizibil acestui dar de prorocie în Noul Testament este chiar Noul Testament. Este scris că orice cuvânt al Scripturii este inspirat de Dumnezeu, termenul acolo este mai mult de atât. Spune, este insuflat, este respirat. Orice cuvânt. Cei ce au scris Scriptura au scris cuvintele lui Dumnezeu. Ăsta este dar profetic. Transmiterea mesajului exact de la Dumnezeu într-o limbă înțeleasă de om. Când se manifestă darul acesta, este posibil ca omul să știe că a primit aceste cuvinte, dar e posibil să nu știe Gândurile noastre, vocile celor din jur, rezultatul experiențelor de ani de zile sau eu știu o ultimă experiență de acum 5 minute, vocea Duhului Sfânt se amestecă toate în mintea și în inima unui om. Nu e așa ușor să se pari pe unele de altele. Așa ușor au avut predicatori bine intenționați care se ridică și spun ceva unei biserici și încep cam așa am de transmis un mesaj de la Dumnezeu. Și apoi, 40 de minute, ne povestesc tot felul de experiențe din viața lor, tot felul de păreri personale cu privire la Scriptură sau la viață. Prea ușor îl obligăm pe Dumnezeu să semneze tot ce ne trece nouă prin cap. De atâtea ori în Scriptură Dumnezeu se plânge de cei ce vorbesc în numele Lui. Spune câteodată, eu, eu nu i-am trimis, eu nu le-am zis asta. Altădată spune ceea ce spun ei, nici prin minte nu mi-a trecut. Greșeala asta de a vorbi gânduri omenești și de a le pune pe seama lui Dumnezeu era așa de des făcută în poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, încât legea mozaică de atunci prevedea că dacă un om prorocește falsuri, să fie omorât. Dacă, de exemplu, spune că se va întâmpla asta și asta și lucrurile astea nu se întâmplă, este un proroc fals și trebuie pedepsit cu moartea. Doamne, mă gândesc ce bine că nu mai suntem sub legea mozaică, suntem sub har, o groază de oameni din jur ar fi omorâți cu pietre. Așa ușor punem pe seama lui Dumnezeu voința noastră, chefurile noastre și gândurile noastre. Este cu adevărat o greșeală să tratezi cu ușurință darurile Duhului, darul profetic. Dar este o greșeală mai mare să le ignori sau să le negi. În Cartea Faptele Apostolilor, Petru se ridică să ia apărarea acestor manifestări ale darului Duhului, care la ora aceea erau luate în bătaie de joc de oameni care le vedeau cu ochii lor, auzeau cu urechile lor. Și Petru le spune, bărbați iudei, și voi toți cei care îl locuiți în Ierusalim, să știți că lucrul acesta, ascultați cuvintele mele, oamenii ăștia care îi vedeți, nu sunt beți, cum ziceți voi. Nu este decât al treilea ceas din zi, ci este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii, fiii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, Bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Petru credea sincer că trăiește zilele din urmă și își aduce aminte de o promisiune a lui Dumnezeu pentru acele zile. Duhul lui Dumnezeu va fi turnat peste oricine crede și se va manifesta cu preponderență în direcția prorociei. Ficele și fiii voastre vor proroci, spune. Vorbește despre tineri. Vorbește despre bărbați și femei, băieți și fete. Vorbește despre vedenii, despre visuri și apoi iarăși despre prorocie. Acum, noi știm că Petru nu trăia zilele din urmă atunci, așa cum credea el, acum 2000 de ani. Dar lucrurile spuse de el se potriveau pentru timpul acela. Însă, ele prorocia aceea lui Ioel este scrisă mai mult pentru noi, care trăim mult mai aproape de zilele din urmă. Dacă nici noi nu vrem să înțelegem și să ne bucurăm de promisiunile lui Dumnezeu scrise expres pentru generațiile acestea de la sfârșit, atunci cine să le creadă, cine să le practice? Există promisiunea pentru biserică din timpurile din urmă că tinerii, bărbați, femei, bătrâni, vor experimenta darurile Duhului Sfânt, mai ales prorocia. Vor căpăta cuvinte de la Dumnezeu pentru biserică și pentru lumea din jur. Asta a spus Petru. Dar Pavel vorbește absolut la fel. El scrie în 1 Corinteni 14. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești și mai ales să prorociți. Pentru că, într-adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu înțelege. Și cu Duhul el spune taină. Dar cine prorocește, din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Pavel ne spune nu doar să nu ignorăm, dar să căutăm, să alergăm, să umblăm după darurile Duhului. Și din toate să dorim mai aprins, din toate, darul prorociei. Fie în forma lui motivațională, fie în forma unei slujbe fie în manifestare spontană. Și tot aici Pavel ne spune care este scopul acestui dar. Scopul ăsta este spre zidire, spre sfătuire și spre mângâiere. Zidire. Ce zidire? Asta este un cuvânt metaforic. Înseamnă întărire duhovnicească. Prorocia este dată ca să întărească credința oamenilor, să o zidească. Prorocia este dată spre sfătuire, adică spre încurajare, spre a mișca omul în direcția bună. Sfătuirea asta poate să fie o mustrare sau poate să fie direct o încurajare, o laudă. Poate arăta ea tristețea lui Dumnezeu sau bucuria lui Dumnezeu. Și darul ăsta este dat ca să mângâie, să aline răni, să dea balsamul cuvintelor lui Dumnezeu peste cei ce sunt loviți și răniți. Astea trei calități sunt unele din cele mai importante teste când verificăm pe cel ce aduce prorocie și când verificăm prorocia lui. Te întrebi în primul rând, ceea ce spune omul ăsta aduce mustrare sau încurajare? Ne vorbește despre tristețea sau bucuria lui Dumnezeu privind biserica? Sau te întrebi, ceea ce spune omul ăsta aduce zidire, ridică, sprijină, reface, construiește sau doar dărâmă? sunt metode prin care Dumnezeu dă dar darul acesta dat al bisericii prorocia nu este una dintre metodele de a dărâma. Te întrebi în al treilea rând, ceea ce spune omul ăsta, aducem în gâiere când sunt răni în trupul lui Hristos sau învârte cuțitul mai tare? Dacă prorocia aceea nu aduce nimic din astea, poți să te debarasezi de ea fără mare durere de cap. Dacă este adusă ca să distrugă, ca să dea condamnare fără putință de ieșire, nu este prorocie. Dacă vorbește aberații abstracte, ca ai vers pe pereți, nu este prorocie. Eu sunt baptist și nu am fost expus zilnic la darul ăsta în biserica mea. Așa că am tot slujit până în alte biserici, dacă ați ști de câte ori am auzit același fel de prorocie, un cal verde, nu exagerez deloc, verde, care alergă peste oameni, mănâncă iarbă din curtea bisericii și tot chestii de-astea. Am înțeles atunci de unde vine vorba a românească ca vers pe pereți. Dar n-am înțeles până ziua de azi de unde este obsesia asta a prorocilor ăstor artificial cu privire la cai de tot felul de culori. Mă gândesc că imită ceva din scrierile lui Ioan din Apocalipsa. Dacă prorocia intensifică rând deja deschise, nu este darul prorociei. Prorocia adevărată aduce mângâiere acolo unde deja este rană. Îmi aduc aminte de una din primele dăți când eu am primit așa ceva, spontan, neașteptat, ceva pentru mine, pentru situația în care eram. Aveam vreo 18 ani și eram într-un stres de peste un an și ceva. Eram așa pe marginea prăpastiei, pe marginea prăpastiei și emotiv și căpătasem din pricina deciziilor greșite așa o frică de viitor, o depresie adâncă. În același timp căutam de la Dumnezeu un cuvânt, o soluție, ceva. Și a venit o zi de răscruce care mi-a schimbat complet felul de a privi viitorul. Într-una din cele mai negre zile din anul acela jumate, deodată, fără niciun fel de prevenire, mi-a răsunat în urechi și în minte, o cântare a lui Moldoveanu. De atunci, mai mult de 40 de ani până astăzi, cântarea asta este în inima mea. Mi-a venit în minte, în urechi și apoi în gură, o auzisem înainte de la mamă. O zi întreagă, apoi o săptămână am avut cântarea aia pe buze. Mă culcam cu ea, mă sculam cu ea. Tare cunoscută. Eu sunt Domnul, sunt mântuitorul tău, Eu te chem pe nume, ești al meu, Nu te teme de nimic, de niciun rău, Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme, Eu veghez asupra ta mereu, nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Când vei fi în ape cu talazuri mari, eu voi fi cu tine în orice greu. Bate vânturi, bate cât ar fi de tar. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Dacă treci prin focul cel de ura prins adăpost Și pază sunt tot eu, Viața nu ți-o arde, nu vei fi atins. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Pentru tine dau un popoare întregi, tu ai preț nespus în ochiul meu, te iubesc de pururi, asta să înțelegi. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Eu sunt Domnul, sunt Mântuitorul tău, tu îmi porți numele mereu, mereu, nu te teme. Eu lucrez și niciun rău nu-ți va fi, am zis eu, Dumnezeu. Magic magic. Ți un minte cu fiecare notă, fiecare sunet. Dispărea frica și depresia, tristețea, norii din spirit dispăreau. Cu fiecare cuvânt căpătam o încredere oarbă, un foc, foc de asta în inimă. Așa o bucurie absolut inexplicabilă, indescriptibilă. Și astăzi când îmi reamintesc și când fredonez asta, sunt transportat parcă înapoi în România, sunt iar ca un tânăr închis în lagăr și văd ușile cum se deschid, toate porțile se deschid, toți norii dispar. Pe parcursul anilor apoi am luat profeția asta dată mie pe muzică și am dăruit-o copiilor mei lângă patul lor când dormeau, când treceau prin zile dificile, prin necaz sau frică. Învățasem cântarea asta a lui Moldoveanu și o luasem pentru mine și apoi am știut că e ca o armă care o pot să o folosesc pentru alții. Într-una din sesiunile precedente v-am povestit de noaptea aceea când m-am trezit știind foarte bine că în camera băieților mei dincolo, aveam atunci numai doi băieți, în camera lor exista un demon. Și când am intrat acolo, amândoi, copiii mei în somn se așa ca șerpi în pat, în gemete, fără să se poate trezi. Nu știu cum de n-am leșinat așa de șocul ăla, dar știu că în secunda următoare aveam pe buze cântarea asta, cuvintele lui Dumnezeu spuse de Nicolae Moldoveanu, cuvinte care m-au ridicat pe mine pe la 18 ani de pe marginea morții și apoi care m-au urmărit toată viața. Și știu, în seara, în 30 de secunde, am văzut ceva negru ieșind prin geam, și copiii s-au liniștit pe loc amândoi. Un cuvânt profetic este o armă de zidire, de sfat, de mângâiere. De cele mai multe ori, prorocia, ca manifestarea Duhului Sfânt, atinge lucruri mondane, așa de zi cu zi. Îți dă o direcție, te ridică să faci ceva într-un moment dificil. Când citești lucrarea misionară a Apostolului Pavel, mai peste tot unde a mers, a fost întărit sau a fost îndrumat de un dar profetic dat unuia sau altuia lângă el. De la bun început, în fapte Apostolilor 13, spune de începutul lui Pavel ca lucrător. Spune în biserica din Antiohia, erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simion, numit și Niger, Luciu Ciren, din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul lui Rod și Saul, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Pavel mărturisește apoi că peste tot unde a mers, Duhul Sfânt l-a prevenit și a spus ce l-așteaptă peste tot. Spune în fapte 20, de exemplu, spune și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, numai că Duhul Sfânt mă înștiințează în fiecare cetate, din cetate în cetate, mă înștiințează că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Cum îl înștiința Duhul peste tot, în toate orașele? Cum îl întărea? Exista darul acesta, profeție. La un moment dat a ajuns în tir. Spune cuvântul că acolo în tir, spune, am găsit pe ucenici și am rămas șapte zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. El a primit atunci un cuvânt profetic prin Duhul Sfânt. Și atunci s-au oprinit, l-a plecat spre Ptolemaida, mi se pare Ptolemaida, sau și spre Cezarea. La Cezarea a primit imediat un alt mesaj în casa lui Filip, care avea patru fete fecioare care proroceau. Dar nu ele iau prorocii lui Pavel, ci acolo a venit un alt proroc care i-a arătat cum va fi legat la Ierusalim. Pavel primea înștiințare și întărire de la Dumnezeu peste tot, parcă mergea pe o șosea și se uita după semne, profeția, darul profetic l-a însoțit peste tot în jurul lui. Iar el însuși a folosit darul acesta pentru alții, de exemplu pentru Timotei. El îi aduce aminte lui Timotei într-un moment dificil din viața acestuia, îi aduce aminte de darul pe care l-a primit prin profeție și prin punerea mâinilor. Spune Timotei 4 nu neglija darul, carisma care ți s-a dat prin punerea mâinilor și prin prorocie. Timotei a căpătat darul lui motivațional, un dar de viață, l-a căpătat printr-un dar profetic al dat altui om. Dacă Pavel ne îndeamnă să căutăm darul acesta, să-l cerem, cum o facem? Aici, pentru omul care vrea să capete daruri de acestea, sunt două elemente necesare. Credință și ascultare, supunere. Fără credință nu poți primi nimic de la Duhul Sfânt. Trebuie să crezi și trebuie să dorești. Acum, cum știi că dorești, nu doar că ai așa un chef de o zi, două? Aici vine al doilea element, ascultare, supunere. Un om care vrea să audă Cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să facă ceva cât se poate de logic. Să asculte. Dacă vrea să audă, să asculte. Cine aude Cuvintele lui Dumnezeu? Chiar atunci când vin surprinzător, spontan. Acel om care și-a obișnuit inima și urechea să audă. Cel ce se pune într-o stare să poată auzi. Asta, stare, asta nu vine în mijlocul unui meci de fotbal la televizor, pe internet. Asta cere un anume mediu, un anume viață. Cere dorință, cere căutare, cere ascultare. Din pricina asta, oamenii aceștia sunt destul de rari. Restul sunt falsuri. Un om care își umple inima și mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, va începe să audă glasul păstorului lui, să deosebească vocea lui de alte voci, așa cum bebeluș începe să deosebească vocea și chipul mamei de-a unui străin. Trebuie să învățăm să prețuim cuvintele lui Dumnezeu. Celui ce are, îi se va da, iar celui ce nu are, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Cel ce caută va găsi, dar cel care doar se uită superficial va pierde și ceea ce credea că are. Celui ce însetează după darurile magnifice ale Duhului va căpăta. Cel ce își bate joc sau le tratează ca pe doi bani va pierde și ceea ce a crezut că a căpătat ieftin. Una din cele mai prețioase cuvinte pe care le-am păstrat în inimă sunt cuvintele rostite de un om al lui Dumnezeu cu dar profetic, rostite peste mine când aveam doar două, trei zile după ce m-am născut. Mama și tata erau acolo când ei s-au rugat peste mine și mai târziu, când am crescut, mi le-au spus. Și cuvintele astea au rămas toată viața ca un far, ca un ghid, ca o hartă care să mă îndrume ce fel de om să fiu. N-am să vi le spun acum. Sunt pentru mine. Ele reprezintă harta după care merg eu. Și voi, fiecare, puteți să vă bucurați de darurile magnifice de manifestare ale Duhului Sfânt. Trebuie doar să crezi și să asculți. În următoarele două-trei sesiuni, am să vă vorbesc mai în detaliu despre darurile motivaționale ale Duhului. Pentru că acestea sunt cele mai importante, pentru că darul motivațional. Pentru care îl primești când devii a lui Hristos, darul ăla rămâne cu tine toată viața. Devine factorul care va construi în om roadele Duhului Sfânt, care va construi caracterul și inima omului. Darul motivațional va deveni felul în care Dumnezeu va lucra apoi prin noi în Biserica Lui și în lume, grozav de important. Fiecare credincios trebuie să știe ce dar motivațional are, cum funcționează, ce trăsături are darul ăsta, cum poate darul să fie folosit spre bine și cum te poți feri ca nu cumva să-l folosești spre rău. Toate astea vom încerca să le atingem în următoarele două, trei sesiuni. Dumnezeu să vă dea așa o sete mare după darurile Duhului Sfânt. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.